Vă mulțumesc că ați răspuns la invitația noastră. Astăzi avem ședința Comitetului pentru Situații de Urgență. Sunt prezenți membrii Comitetului pentru Situații de Urgență și avem ca invitați pe comandantul pompierilor de la Unești, pe domnul Soșcați. Mulțumim frumos că a venit astăzi la noi. Avem directorul de la școala numărul 1, la școala numărul 2, colegiul. Da, și colegiul tehnologic. Și asistentele medicale de la școli. La ordinea de zi și funcționarii primăriei care răspund de această situație de urgență pe care o avem. Domnul Iu, faci față de urmă de această situație. Problema pe care vom discuta astăzi sunt măsurile care trebuie necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu virusul corona. Precum și informarea și punerea în aplicare a prevederilor transmise de la Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Eu aș dori să vă dau citire câteva adrese de la Consiliul Județean Bacău, adresa prin care mi se comunică în contextul actual provocat de răspândirea virusului la nivel internațional și național pentru plătirea stării de sănătate a populației județul Bacău, având în vedere articolul 8 din hotărârea numărul 6 din 9-3-2020, a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, vă aducem la cunoștință obligația ca toate instituțiile publice și private să asigure la toalete materiale destinate igienei personale, săpuni, prosoapele, butii, uscătoare de mâini, dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și altor suprafețe expuse, mesele, conferințe, birouri. De asemenea, adresa la instituția prefectului, prin care ni se transmite hotărârea numărul 6 din 9-3-2020, a Ministerului Afacerilor Interne, la Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului virus și hotărârea numărul 8 ca grupului de suport tehnic științific prin gestionarea bolilor nu contagioase pe teritoriul României. În această hotărâre sunt mai multe măsuri pe care o parte dumneavoastră le știți. Se aprobă suspendarea procesului de învățământ în unitățile școlare, începând cu data de 11-22. Persoanele fizice și operatorii economici au obligația de a respecta și de a pune în aplicare măsurile dispuse de către autorități în domeniul sănătății publice pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecțiilor coronavirusului, SARS-CoV-2. Se aprobă suspendarea transportului rutier de persoane prin serviciile private, servicii tripulate speciale și servicii ocazionale de trafic internațional pentru toate sursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia și din Italia spre România. Începând cu data de 10-a, ora 12, până în data de 31-a, 2020, ora 12. Operatorii de transport rutier de persoane care efectuează servicii regulate, servicii regulate speciale, servicii ocazionale, care tranzitează Italia, obligația de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia pe România, faptul că vor intra în carantină, autoizolare pe teritoriul României și își vor asuma responsabilitatea și completarea unei declarații pe propria răspundere la îmbarcarea în autobuz. Se aprobă suspendarea sau, după caz, interzicerea introducerii de către operatorii feroviari de transport călători a noi trenuri directe spre Italia și dinspre Italia spre România, începând cu data de 12-3-2020, ora 12, până la data de 31-3-2020, ora 12. Operatorii feroviari au obligația de a afișa la bordul trenurilor și de a distribui materiale diferite care să aducă la cunoștința călătorilor faptul că cetățenii români care se vor îmbarca venind din Italia către România vor intra în carantină, autoizolare pe teritoriul României și își vor asuma responsabilitatea respectării acestei obligații prin completarea unei declarații pe proprie răspundere la îmbarcarea în trenuri.
Operatorii feroviari au obligația de a înștiința cetățenii străini că acestora nu li se va permite trecerea frontierelor Uniei dacă nu e scală din Italia. Programele de studii privind schimbul de experiență, respectiv stagiile de practică, în spitalele studenților și cursanților și celorlalte oficiale sanitare, se sistează dacă nu au fost începute anterior date adoptării prezentului de hotărâre. Unitățile de alimentație publică, supermarketurile, magazine de cartier, cafenele, baruri, cluburi, precum și furnizorii publici și privați de transport persoane, au obligația de a lua măsuri pentru asigurarea dezinfecției frecvente a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, precum și în alte locuri, de exemplu, cărucioare, coșuri de cumpărături, manțe de uși, butoane de la lifturi. Asemenea, instituții, instruirea măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale, dezinfecția frecventă a comunitatului, a mijlocului de transport, la finalizarea traseului. Bare, suport de susținere, uși, scaune. Se aprobă exceptarea emiterii avizului Direcției de Sănătate Publică în cazul evenimentelor cu un număr maxim de 200 de persoane. Se instituie obligația ca toate instituțiile publice și private să asigure la toate toaletele materiale destinate igienei personale, săpun, prosoape, virtuie, scutoare, dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor, precum și altor suprafețe expuse, mese de conferință, etc. Instituțiile publice și operatorii economici vor analiza și vor dispune, în măsura posibilităților, desfășurarea muncii de la domiciliu pentru o parte din personal, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 până 110 din legea 53/2003, privind codul muncii, colaborate cu prevederile articolului 2 din legea 81/2018, privind reglementarea activității de telemuncă. Se aprobă modelul declarației pe proprie răspundere referitoare la respectarea măsurilor instituite de autoritățile române, utilizate la intrarea în țară, prevăzută în anexă la hotărârea prezentă. La nivelul național, autoritățile cu responsabilități în gestionarea riscului manifestat de virusul SARS-CoV-2 intensifică acțiunile preventive derulate în spațiile publice cu aflux de persoane, cum ar fi gări, autocări, stații de metro, târguri, piețe, etc. În vederea conștientizării populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică dispuse. Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management a Situației de Urgență pentru punere în aplicare și prin ordine și acte normative de conducătorilor acestora. Da, acestea sunt măsurile dispuse. Eu aș dori să facem o prezentare a situației la Târgu Ocna și vreau să vă informez că la Târgu Ocna, la ora actuală, avem izolați la domiciliu un număr de 14 persoane. Nu știu dacă aveți lista, eu pot e corect să la 14 persoane, că sunt date personale și nu cred că este bine. Doresc să vă informez că aceste persoane sunt monitorizate, sunt la domiciliu, au serviciul de asistență socială din cadrul primăriei, se ocupă de aceste persoane, în sensul că am ținut legătura telefonică, s-au făcut deplasări la domiciliu și acele persoane care au nevoie de ajutor, îl primesc de la salariații primăriei. Dacă dumneavoastră cunoașteți și alte persoane, și aici mulțumesc foarte mult de celor din familie, domnul doctor Turicianu, doamna doctor Turicianu și doamna Muții, dumneavoastră fiind în contact permanent cu cei care vin la cabinetele dumneavoastră, dacă constatați că sunt persoane care trebuiesc izolate la domiciliu să ne informați. Avem o colaborare bună cu poliția, cu jandarmeria. Cei care sunt izolați știu că vor fi controlați de către poliție și jandar. Nu pot părăsi domiciliu. De asemenea, am luat măsura ca la instituții publice, școli, piață, bibliotecă, primărie, să existe toate materialele pentru dezinfecție.
Și am avut înainte de ședința cu dumneavoastră o întâlnire și cu genții și părinți de la toate bisericile din oraș. Am stabilit împreună ce avem de făcut în această perioadă. Trebuie să le mulțumesc că și-au manifestat dorința de a informa cetățenii și noi vom sprijini cu materiale din genul care pot fi folosite. Încercăm să controlăm această situație. Nu dorim să facem panică, dar tratăm cu multă seriozitate și cu mare atenție această problemă care a apărut și, sigur, și în orașul nostru sunt aceste persoane și cred că numărul lor este posibil să crească. Doresc acum să vă ascult pe dumneavoastră și în urma propunerilor pe care le aveți, a constatărilor pe care le aveți, să încercăm să luăm și alte măsuri care să ducă la o bună gestionare a acestei situații care se află în oraș, în țară și în lume. Dacă îmi permiteți pentru început, să îl rog și pe domnul Socar să ne spună situația, de ce am și invitat, situația pe care o cunosc dânsii la nivel de județ, dacă sunt și alte măsuri care trebuie luate, și aș ruga apoi medicii de familie să ne spună care este părerea. Sigur că am dorit ca să existe o colaborare între asistenții medicali de la școli și medicii de familie și această temă vom stabili împreună care sunt metodele prin care putem să gestionăm bine în această situație. Mulțumesc! Mă rog! Această activitate cu investiții este gestionată la nivelul național, județean, de către Sănătate Publică. La nivelul prefecturii este constituit un grup de suport care sprijină și monitorizează și gestionează această situație. Vă pot lăsa după aia minimal componența, cu ei trebuie să țineți legătura. Trebuie întâlnite pe cât posibil, în totalitate, acele articole de hotărâre. Din punctul nostru de vedere, la listul Bacăului, asigur doar transportul cu mijloacele utilizate care au fost aprobate de către DST și va efectua transferul pacienților. Nu pot să vă comunic listă, nume, situația la nivel de județ. Vocea unică este Direcția de Sănătate Publică. Suplimentar față de ceea ce ați prezentat dumneavoastră în primar, astăzi va avea loc o ședință de comitet județean de situații de urgență și o să vină niște completări. Ce mi s-a adresat și mi s-a adresat mai discret în venit, să ne adresăm la nivelul ATU-ului, un spațiu de carantină. Trebuie să fie în afara localității și de preferabil să aibă, chiar dacă poate de două persoane, câte o persoană în cameră. Tot la fel, grupul de suport tehnic sau, dacă vreți, ulterior eu, vă pot comunica și modalitățile de plată și cum se face depontarea cheltuielilor cu personal. Deocamdată, la nivelul așa, de localitate, nu am avut încă persoanele care sunt în izolare la domiciliu, speții în cazul în care acestea solicitează ajutor să fie transportate către unitatea spitalicească, sper să ne spun fie. În cazul în care mai putea discuții cu cetățenii, rugămintea mea este să nu degenereze. Dacă văd acea auto specială și colegii mei echipați, poate să fie o durere de cap, poate să fie un simptom care nici dacă nu comunice la mine. Deci panica este o problemă și în cazul în care se instaluieți. Este un virus, este controlat, sunt autorități care se ocupă pentru aceasta. Sper nu se treacă. E greu, într-adevăr, de controlat. Ceea ce vorbeam și colegul meu de la poliție, dacă și m-ați citit și reclamantul, de pe o declarație de propria răspundere la mamă. Deci atât încât cetățeanul nu are simplu civic și nu își asumă răspunderea și să nu știu că am dat o identificare. Într-adevăr, legislația este în dinamică și schimbă, se vor lua măsuri mai drastice pentru cei care se va dovedi că au fugit de așa cum ar răspunde. Important este să ne protejăm noi și să luăm la nivel de instituții ca și primărie măsuri care să ne depunem. Prin serviciu voluntar de situație de urgență puteți, m-am încercat și la Onești și în alte hoteluri, vorbit cu administratorii de supermarket, evitarea pozilor,
pe cât posibil, deschiderea caselor, demarcat, dacă se poate dezinfecția acestora. La biserici, la fel cum ați spus și foarte bine că aveți sprijinul centrului părinții aceiași aspect, știți cum e lumea, important este să avem acest simplu civil dezvoltat, să încercăm să ținem o distanță reglementară în față de alții în biserică, să evităm atingere, eu știu dacă se poate cum la dispoziție și acele mijloace de dezinfecție la intrarea în biserică ar fi foarte benefic. Așa, neoficial, cum se pot face niște grafice cu dezinfecția spațiilor astea să le aveți, inclusiv la operatorii economici, le puteți spune, dacă vor, de asemenea. Adică să putem verifica cumva casele de marcat, ceea ce spuneam. Există în aglomerările de persoane. Propun că am venit știm, virusul nu decât prin contact. Deci dacă păstrăm aceste minime măsuri, există șanse să ieșim cu bine în această situație. Deocamdată, ceea ce vă spuneam, ca și situații de urgență, sunt dinamică. Nu știm cum va evolua. Nu ne putem asuma. De la o zi la alta, prin grupul de suport tehnic, acesta se întâlnește zilnic, la ora 10 la prefectură. De la ei primim dispozițiile în continuare și planurile de acțiune. Da, vă mulțumesc foarte mult. Eu aș dori să vă informez că la ședința Comitetului pentru Situații de Urgență din 28-a, aceasta este a doua ședință cu aceeași temă, noi am stabilit toate aceste mijloace de dezinfecție, ele au fost montate în toate școlile, sunt acele grafice și în școli cu semnătură și se face la sfârșit de săptămână un proces verbal. De asemenea, asistentele medicale din școlile fac selecția dimineață, verifică, nu am avut și dacă au văzut situații, au luat mică. Mulțumim foarte mult și sperăm să avem cât mai puțin de voie de dumneavoastră. Da. Domnul doctor, dacă doresc, domnul doctor, dacă vreau să ne spuneți care e situația și ce credeți că putem face. Doamna doctor sau domnul doctor, cum doriți dumneavoastră? Și de 2 martie, mă întâlnesc de 2 cazuri, oameni izolate și adică unul în carantină, toată familia în carantină, că și-a schimbat domiciliu și unul mai izolat, cu bunicul, la locul. Și raportez la direcția sanitară fiecare zi, sunt persoanele fiecare zi, îmi raportează, sunt bine deocamdată. Au deja, până nu mai sunt, până pe 16, sunt multe zile și nu au niciun simptom, nicio stare. Vin din partea de sub a Italiei, chiar din Luca. Și nu sunt cazuri de manifestări. Deci ei se simt foarte bine, au venit din Italia, mai mult de pe 2 martie au intrat. Și de la direcția sanitară a fost solicitată și fiecare zi dimineața sunt la cazuri, dar mă interesez de familie, că așa nu s-a comunicat, să raportăm telefonic, să comunicăm telefonic. Unul este pacientul meu, ce azi. Și la direcția sanitară, fiecare zi anunț, care stare, situații. Să vedem cum o să fie cu ieșirea, că termină luni și nu știu care e modalitatea cu... Dacă lisează ceva o fai la mână sau nu, ceva, poate să iasă. La direcția sanitară sau nu, să scăzi cu un pe parcurs, dacă lisează ceva. Ei stau mai izolați, ies doar să-și ia ceva alimente și atâta tot, rezumă. Întâi și familia e izolată, nici la serviciu, nici copii la școală, nici nimeni nu se da, vă trebuie ceva precizări, cei de la DSP, asta vede ceva de familie, legătură cu aceste situații. Deci ni se anunță dacă avem pacienții noștri să-i monitorizăm și să-i controlăm și să raportăm la direcția sanitară situația lor. Da, vă analizează greșii sau... Da, ne dau și, nu, ne dau ei, ne sună și ne spun. Știți de ce vă întrebăm? Pentru că nu e comunică și nouă la primărie. Noi aflăm din internetul... Nu, deci pe noi ne-au sunat. Avem rugămintea să ne comunicați și nouă. La doamna doctor Petrescu, de să-i duce în lui acum, ce medical și din locul, și pe dânsa o sunată. Că, deci, într-o familie unde exista un bunic, a venit nepotul și a venit o viitoare noră sau
cu mine, ce să-i spunem, și ea a plecat, a plecat din familie, s-a dus la familia ei, unde era o nefoată, unde era o soră, unde era soțul ei, eu și tot așa, și au devenit alți bolnavi. A zis că o dă și pe inspecție. Da, o să raportăm la primărie. Să există un trend de comunicare. Da, de doi martie. Sunt, dar nu și la ședința care mai fost. E posibil să mai apară și alte cazuri. Deocamdată nu, nu sunat. Dar am văzut ce era la graniță și e posibil să mai vină România în zona care... Poate să mai vină. Da. Atunci o să... Să avem un control că se poate vedea. Sau cu persoana. Nu mergem la zona de... Deci noi nu mai monitorizăm telefonici. Starea de sănătate. Știți că nu, totuși, la distanță de 2 metri și trebuie să stăm în unii acolo. Iar la cabinet lucrăm cu mască, lucrăm pacienții care îi știm, deocamdată nu au venit. Dar cum se mută, doamna doctor? Vă rog. Foarte luat în vedere. Noi lucrăm într-un cabinet de specialitate medicină internă, respectiv cardiologie, da. Există o situație cu care vă puteți întâlna și dumneavoastră în instituțiile publice. În cazul în care aveți o persoană cu manifestări respiratorii, tușește, vă vedeți că nu se simte bine, are dificultăți în respirație, bine ar fi, unul, de întrebat dacă vine din zona în care a fost zonă de vadă cu probleme și dacă da, să aveți în vedere toate noastre, ca să aveți, când vor apărea măștile din nou pe piață, să aveți și dumneavoastră, să-i puneți o mască și să-l izolați și ulterior să solicitați serviciul de urgență. Da? Adică se poate să, se pot apărea foarte multe cazuri de contact care poate nu sunt, poate de teamă, nu declară, nu ajung să fie monitorizați și atunci ajung întâmplător la dumneavoastră sau în orice altă instituție sau într-un supermarket, dar acolo e mai greu. Dar dumneavoastră veniți în contact cu oameni și e o distanță destul de mică într-un birou care se așează în fața dumneavoastră, în jur de un metru sau nu. Și atunci este bine de avut în vedere, da? Dacă există o persoană cu manifestări respiratorii, vedeți că tușește, nu se... Deci imediat. Deci noi asta facem. În primul rând, plecăm de la faptul că orice persoană cu manifestări respiratorii, deci trebuie să facă mască. Este primul lucru care ar trebui să fie pentru protecția celorlalți din jur. Ar trebui să fim conștienți, da? Da? Deci, o persoană cu manifestări respiratorii trebuie să poarte mască până să vedem despre ce este vorba. Dacă este vorba despre acest virus, dacă este vorba de virusul de mască, este o simplă duceau. Mulțumesc, doamna doctor. Doresc să vă informez de asemenea că am vorbit telefonic cu agenții economici din oraș, cu hotelul Vărbura, cu supermarketurile. Vom transmite și scris în dispoziția care avem acum. Noi avem o singură problemă și aici am discutat astăzi cu Direcția de Sănătate Publică și cred că se vor lămuri, dar rugămintea este să puneți și dumneavoastră acolo unde aveți ocazia. Cetățenii ne sună că sunt izolați și noi să le ducem alimente. Alimentele înțeleg că trebuie duse doar la persoanele care nu are pe nimeni, adică nu au pe nimeni, nu au în familie, în aparținători. Și aici este o problemă, pentru că s-ar putea pe această situație să greșim și să ducem alimente și altor persoane care chiar au posibilitatea de a rezolva această problemă. Și mai e o singură problemă aici, dacă ei sună mereu la direcție. Direcția ne sună pe noi. Cred că ar fi bine să lase competența materiilor, a primăriilor, să stabilească clar care este persoana care are într-adevăr nevoie de aceste alimente, pentru că se fac niște cheltuieli și trebuie să le justificăm și noi. Și la această dată nu avem nicio reglementare în acest sens. Da.
Mulțumim la Salina, domnul director, dacă dorește să ne spună, pentru că și acolo sunt mulți turiști. Da, aș profita de ocazie că sunt domnule în sală, poate reușesc să ne dea niște lămuri, dar aș vrea să fac câteva informări asupra situației pe care o cunoaștem și o avem de gestionat la Salina de Dovna. Vreau să fac o informare a comitetului de situații de urgență, în sensul că în perioada 1-10 martie, unitatea, mă refer aici doar la baza de turism, nu mă refer la clienții pe probleme sau beneficiarii noștri pe probleme de vânzare sare, unitatea în zilele de luni, de luni până vineri, pentru un interval orar, anului de lucru a fost vizitată în medie, de până în medie, că spun în medie, am avut și un număr maxim în o zi de 193 de vizitatori, dar sub 100 de vizitatori are și de zilele de lucru. În ce privesc zilele de weekend, am avut în sâmbătă și duminică, 954 de vizitatori. Din această cauză, noi ieri am avut o întâlnire la nivelul Societății Naționale a Sării București. Am avut o discuție mult, mult mai laborioasă și mult mai aplicată din punct de vedere al luării măsurilor de pregătire. Deci, din câte constat, aici noi discutăm doar de serie de probleme care până nu sunt de prevenire în sensul că nu se perpetuă cazurile, dar cred că trebuie o acțiune mai detaliată și mult mai implicată în ceea ce privesc depistarea cazurilor, așa cum se făcea precizarea că vin la graniță, nu se declară corect, nu se recunosc detalii din teamă, din alte lucrurile. Ori eu când am venit în coace la Salina cu 5 minute mai întâi pe radio, din punctul meu de vedere s-au luat la nivelul Comitetului Național de situații de urgență. S-au luat deja alte măsuri. Se pare că situația puțin se exacerbează. Deja se luase măsurile să fie întrunirile cu aprobarea de secret sub măsuri. Deci deja s-a trecut la o altă etapă. Vom vedea, eu personal, înainte de a veni aici, am făcut o scrisoare pe adresă la Direcția de Sănătate Publică, cu o judecată cu cele două vădări, pentru că așa am discutat și ieri la București, am încercat să iau și legătura cu doamna director adjunct, doamna doctoriță Monacu, era foarte ocupată, am încercat doamna să dea niște detalii. E foarte ocupată, sper să pot până de seară să discut cu dumneavoastră. În condițiile în care lucrurile se exacerbează, nu se vede la ora actuală, nu se vede rezultatul măsurilor vis-a-vis de transport. Adică încă vă rog să înțelegeți că se circulă în dragi. Iar la momentul când o colegă a aflat că vin, la o întâlnire de situație de urgență, mi-a spus că ieri am avut o discuție foarte serioasă cu o doamnă. Dacă credeți, noi o putem depista. De ce a venit din Italia și a zis că ea nu stă la casă? Pentru că e mare treabă și trebuie să rămâneze cu presare. Adică, ce vreau să vă spun, lucrurile, e bine să fim și optimiști. Ca să ne transmitem și un mod de ăsta de a trece peste situații mai ușor, ca cred că este bine să ne luăm și măsuri de prevedere. De ce profit de faptul că sunt domnul doctor aici? Eu am luat toată legislația și am răspăit tot cât am putut. Deja am luat legătura cu firme pentru dezinfecție, dar dezinfecție de asta, la modul foarte serios, cu atomizor. Deci nu probleme de astea că dăm cu tropinând de la pe masă și sau pe clanța ușii, alea le-am luat de acum 3 săptămâni înainte de 1 martie măsurile. Deci toate birourile au fost dotate cu pompă din asta și cu dispersele de astea și cu substanții din astea de zi. Am achiziționat
400 de litri de soluție pentru dezinfectare. Am cumpărat inclusiv pompe pentru autobuze, pentru magazine, pentru spațiile prin care trec turiști. Dar nu putem să îi legitimăm, nu putem să știm de unde vin, nu putem să spunem cine sunt, cum sunt și așa mai departe. Dar dacă lucrurile o iau și se trece la această etapă, deja mare lucru cred că vom opri activitatea de turism. Asta pentru comitetul situației de urgență. Dar vă spuneam că am răsfoit legislația și dacă cumva există o posibilitate să-mi spuneți sau găsim undeva actul normativ care să reglementeze la ce interval de timp. Deci există o lege din 2013, legislația privind numărul, dar e vorba de legislația privind dezinsecția, dezinfecția, deratizarea unităților publice, dar acolo spune se face dezinfecție ori de câte ori este necesar. Cine se stabilească la ora aceasta, ori de câte ori este acest necesar? În altă ordine de idei, în spațiile închise, în autobuze, este necesar să se facă această dezinfecție după terminarea programului și am văzut, are 90 de minute, are efect. Adică dacă ați putea sau dacă considerați că este un act normativ pe care să ne puteți recomanda să-l luăm, eu am venit de la o discuție cu reprezentantul firmei care ne face nouă dezinfecția, l-am chemat, neapărat, la noi este vorba de Cartox, cred că se numește la un moment, domnul Palin. Să știți că lucrurile sunt noi, așa cum spunea domnul Cunoase, de trată cu seriozitate. Lucrurile sunt nu serioase, sunt foarte dramatice. Vă spun acest lucru datorită faptului că eu am o fată în Italia, în Milano, care e de 14 ani acolo și îmi relatează concret fiecare seară ce se întâmplă și care sunt trăiri de oamenilor, cei care sunt puțin, zic eu, mai la bine cu psihicul, să știți că sunt cazuri care au placat, mai ales că societatea în Italia a creat astfel de situații, mă rog, e de discutat, încât sunt oameni care acasă nu au nici măcar vase să-și pregătească hrană. De asta n-au reușit în Italia să închidă restaurantul. Deci nu au ticăi, pur și simplu, să-și facă cartofi sau un ou, prima. Bine, s-au învățat să mănânce la restaurante sau asta e situația, nu s-a reușit să fie la restaurante. Dar vreau să vă spun că lucrurile nu sunt simple. Și atunci eu nu găsesc și dacă se poate, haideți să ne informăm reciproc, eu vă pot da adresele de la Salina pentru cei care cred că pot, mă refer și la domnul Comandant, dacă aveți detalii în acest sens, sau puteți obține. O să încep să obțin niște detalii, dar tot ce ține de infecții și normativ de rând și date, sunt pe Ministerul Sănătății, pe Ministerul Sănătate. Bun, eu am făcut, v-am spus o adresă la doamna doctor Marco, la Ministerul de Sănătate, aștept nu știu în cât timp poate da răspuns, o să discut și telefonic, sigur, până la noastră, la noastră, deci că nu vreau apucat să discut, dar problemele cred că ar trebui să fie cunoscute de absolut toate instituțiile publice, pentru că mă gândesc, măcar o dată, la sfârșit de săptămână, având în vedere acolo, unde se circulă unui public mai numeros, probabil că ar trebui făcut o săptămână. Eu o părere, deocamdată nu am găsit ca cineva să facă să precizeze o periodicitate. Deci, în legislația de 2013 se face de această precizare. Am găsit acolo, se va face ori de câte ori este nevoie. De exemplu, în ceea ce privește dezinfecția la noi, la cantină, sub aspectul și probabil și în alte unități publice care dețin cantine sau unități de servire publice, probabil că se cunoaște că la noi se face trimestrial. Nu știu, oficiul nu fi greșit, n-am idee, dar acest aspect a fost verificat de mai multe ori de direcțiile de sănătate publică și nu au spus că nu este corect. Dar asta era în condiții normale. De asta am pus întrebarea, nu știu, astăzi noi avem 3 decembrie, o situație am putea spune cu totul și totul deosebită. Nu e o situație normală. Eu vă mulțumesc frumos. Dacă doriți,
numărul meu de telefon sau numărul de fax sau numărul de, de mail pot să-l pun la dispoziție. Vă mulțumesc. Da, mulțumim. Trebuie să vă comunic că domnul prefect m-a sunat acum și i-am prezentat situația, am raportat ce avem aici. Cu permisiunea dânsului vă comunic următoarele lucruri. Trebuie să găsim o pensiune care este dispusă să asigure pentru persoanele care sunt izolate loc de cazare și cele 3 mese pe zi, valoare pe care o va plăti 50 de euro de cameră. De aceea vă spun și dumneavoastră, vom apela la cei care dețin aceste pensiuni. Eu vă spun că am apelat, una din problemele care am apelat și la biserică, respectiv la Mănăstirea Măgura, era un adăpost acolo, bine amenajat, nu sunt de acord, însă n-am putut pronunța o cifră, e posibil ca o sumă. Dacă avem această sumă, posibil să găsim. O altă problemă, am lămurit acea problemă cu persoane izolate, cine duce alimente, și am rugat pe domnul prefect să stabilească clar și cu direcția. În competența noastră este, noi vom analiza în Comitetul pentru Situații de Urgență persoanele care sunt izolate și, într-adevăr, nu au posibilitatea să asigure alimentele și tot noi, în Comitetul de Situații de Urgență, vom stabili și care este coșul zilnic. Așa poate să ceară, știu, țigări sau alte chestiuni. Da. Deci, această problemă o vom analiza și o propunem spre aprobarea pentru Comitetul de Situații de Urgență. Doresc să vă spun că noi am făcut, mulțumesc domnului director pentru informații, noi am făcut această dezinfecție. Ieri primăria a fost închisă după amiază, după terminarea programului, o firmă specializată care a venit și a dezinfectat toată clădirea, nu se mai intră în clădirea la multe perioade, ei sunt acreditați să facă aceste operații și... Poftiți? Nu, nu. O să intră două, trei ori se intră în clădire. De aceea eu doresc să... Da, eu doresc să rog directorii de la școli să vedem dacă în această perioadă nu învață elevii și dacă cred că este necesară o asemenea acțiune și dacă este, cum facem și ce condiții. Dar aici, sigur că ați primit și dumneavoastră, pe linia dumneavoastră, de la inspectorat recomandări și de aceea aș ruga directorii de școli să prezinte situația care este și ce credeți că putem face în această perioadă în școală. Poate i-ați ieșit la telefon. Eu am întrebat de această periodicitate. Dacă ați făcut, ați avut o discuție, știți, de măcar firma care a făcut, la ce interval ar trebui făcut următoarea de zi? Noi am făcut un contract cu această firmă și răspunderea este la lor. Ei știu exact la ce perioadă vin. Am montat și acele aparate la intrare. Pentru informarea dumneavoastră, am blocat intrarea principală, am lăsat cele două intrări laterale și cred că ei pot spune exact, pentru că nu pot să-mi dau seama care este efectul în timp a acestor substanțe pe care le-am folosit. Nu vă pot spune exact la cât timp repetăm. Putem spune partea tehnică? Dar cred că este o periodicitate. O să discutăm și această problemă și vedem exact ce se poate face. Oricum, aceste firme sunt puține în zonă și trebuie să fie o firmă acreditată, pentru că au mai fost multe discuții, dar să cumpărăm soluția și să dăm noi, cu muncitorii, cu pompele noastre, e puțin mai delicată. Ce cantitate dai? Cum? Ai o răspundere apoi dacă se întâmplă ceva? Nu știu, cred că este bine totuși să lucrăm cu o firmă specializată. Am dorit doar o completare să fac până ia cuvântul domnului directoare. Asistențele medicale, la fiecare ședință operativă a primăriei lor, participă domnul Curoiu, care este reprezentant la fiecare marți. Și noi cunoaștem cât de cât situația care o aveți noastră acolo, dar vă rog să o prezentați și cu ce putem să venim în sprijinul noastră pentru a rezolva eventuale probleme care au. În ordine, deci, la școala gimnazială numărul 1, prin toate materialele de igienă necesare pe care dumneavoastră le-ați menționat, să spunem că există aproape tot în afară de uscătoare. Deci nu dispunem de aceste materiale. În rest, avem. Deci asta ar fi o problemă. Și acum, dacă
considerați că e nevoie să vedem cum reușim să coborăm în scătoare. Dar în rest avem tot ce ține de materiale de dezinfecție, dezinfecție și dispensere și cu soluții de dezinfectare. Noi, deci, în mare parte, noi avem cam tot ce trebuie. O altă problemă ar fi, în afară de acele uscătoare, să vedem dacă sunt sau nu chiar necesare, discutăm cu toții, ar mai fi o problemă. Nu știu cine are rolul și competența de a ne anunța pe noi școlile în legătură cu familiile izolate, dacă copiii din acele familii care sunt elevi ai școlii, a școlilor noastre, dacă sunt și acei copii izolați, noi trebuie să știm dacă nu sau nu la școală. Și pe noi nu ne anunță nimeni. Copiii nu spun, părinții nu spun și atunci să hotărâm cine anunță pe noi. Deci asta ar mai fi o problemă. Și o a treia problemă, în legătură cu o dezinfecție cu personal autorizat, am trimis chiar astăzi dimineața o adresă la primărie să vedem cum rezolvăm. Dar oricum noi ne-am propus cu cadrele didactice, pentru că dispunând de aceste materiale, noi oricum vrem să facem o curățenie generală și o dezinfecție tuturor suprafețelor. Noi cu materialele noastre, dar cu personal autorizat ar fi foarte indicat și această dezinfecție în această vacanță, înainte de intrarea elevilor în școală. Deci noi le facem cu tot ce avem noi, dar trebuie și cu personalul autorizat. Punctul meu de vedere. Și în sensul ăsta am trimis o adresă. Acum discutăm, acum în ce măsură puteți să ne sprijiniți pe tema asta. Noi vă putem recomanda firma și să faceți contract cu ei. Suntem la unison vorbind aici, am putea să chiar am vorbit, nu. Și liceul tehnologic are încă gelul dezinfectat cu sprijinul dumneavoastră. Există dispensere, există absolut tot ceea ce trebuie. Într-adevăr, uscătoare de mâini sunt o problemă ca la toate celelalte școli. Noi am făcut, deja am început la școală o curățenie generală de primăvară. Este adevărat că facem o fiecare toamnă, o dezinfecție, dezinsecție și de, cu firmă autorizată. Niciodată nu facem cu firmă neautorizată, pentru că ne facem de serviciu. Dacă se consideră că, pentru momentul acesta, o firmă care să facă la toate cele trei școli, sunt pentru totul de acord să facem acest lucru împreună. Adică, fie lucrurile făcute cum trebuie. Este foarte adevărat că prin săptămâna viitoare elevii nu sunt la școală și nici cadrele didactice. În mod automat există posibilitatea și este chiar foarte bine în perioada asta să facem acest lucru. Da. Reprezentantul colegiului. Colegiul național. Cum spuneau doamnele ecole, avem materiale dezinfectante, dispensere, dar trebuie la fi bine venită o autorizare cu o dezinfectant. Noi, ca și asistent medical, personal de îngrijire, facem doar suprafeții, patru semne. Dar fiind vorba de un virus aerogen, o autorizare făcută, prima autorizare, este binevenită. Pătrăli în toate ingenieri, în toate fisurile, unde chiar este indicat o autorizare făcută cu specializată. Legat de ce au spus colegii mai devreme referitor la uscătoare, o soluție prevăzută chiar aici, la articolul 9, sunt consoapele de hârtie de unică folosință. Uscătoarele de mâini depinde cum arată, dacă știți în modul de se introduc mâinile, cred că pot face mai mult rău decât bine, depinde cum sunt făcute tehnologic. O soluție mai simplă și la îndemână sunt acele dispensere de hârtie, deci de unică folosință, pliate în Z,
ele se cumpără, noi folosim personal așa ceva la centrul nostru medical, se cumpără la bar, se umplu și fiecare trage și iese capătul la următorul, evitând ca să atingă zonele din jur. Ar fi o soluție la îndemână care se poate aplica în câteva zile. Asta ar fi o mențiune. Legat de igiena în diverse spații în școli, este foarte bine să apelați la o firmă autorizată, dar părerea mea este că nu ar trebui lăsat totul pe seama lor. Practic, această dezinfecție de mai multe feluri, ce ați discutat dumneavoastră, se referă la o dezinfecție terminală sau de nivel înalt. Dar dezinfecția uzuală zilnică a suprafețelor, în principiu, unitățile sanitare, cred că și școlile ar trebui să aibă protocoale de dezinfecție proprii, cu substanțele pe care le folosesc. Fiecare substanță folosită pe teritoriul României este inclusă într-un catalog național de biocide, are avize de la minister și o parte din răspunsul dumneavoastră se regăsește acolo, în acele anexe sunt prevăzute condițiile de utilizare a acelei substanțe, timp de acțiune și așa mai departe. Deci, în instituțiile publice, părerea mea este că e foarte bine că se ia legătură cu o firmă autorizată pentru o dezinfecție de nivel înalt, dar spălatul de jos, uzuat o substanță dezinfectantă, curățenia suprafețelor, a birourilor, clanțele ușilor, le putem și puteți face în fiecare zi cu substanțele respective. Și legat de ce a întrebat referitorul domnul director de la Salină, un răspuns universal aplicabil nu există. Practic, medicul specialist epidemiolog, în funcție de factorii de risc, de suprafață, de numărul de persoane care tranzitează zona respectivă, de tipul de substanță pe care îl folosiți, caracteristicile fizico-chimice și microbiologice pe care acționează substanța respectivă, să facem un protocol personalizat. Din motivul ăsta, legea se spune ori de câte ori este nevoie. Ar trebui făcută o dezinfecție cap-coadă cel puțin o dată pe zi, plus, în rest, cât de des, suprafețe, mâini și toate, practic, toate suprafețele, clanțele ușilor care pot transmite virusul mai departe. Pe de altă parte, ce voiam să vă informez că pe linia noastră a centrelor medicale sunt trimise periodic adrese de la Direcția de Sănătate Publică, atât către noi și, către școli, practic destinatarii, care ne primesc, sunt toate spitalele din județul Bacău, toate clinicile de spitalizare de zi și continuă, serviciul de ambulanță, toate cabinetele de medicină de familie, toate cabinetele școlare și centrul medical al aeroportului internațional. Prin aceste adrese se actualizează, ultima este venită acum câteva ore de la DST, se actualizează zonele de risc, deci zonele roșii care îi impun plasarea în carantină și zonele galbene. Cam asta am vrut să vă spun și, în plus, legat de colaborarea cu primăria, ce pot să vă sugerez sunt materialele informative, le putem furniza și noi, ele există pe site-ul Ministerului Sănătății, se pot descărca de acolo, tipări și afișa peste tot, practic la dumneavoastră, direcție de impozite, registratură, un flux mare de persoane. Ele pot fi afișate, cum se folosește corect masca, cum ne spălăm corect pe mâini și așa mai departe, sfaturile care sunt trimise pe canalele oficiale. Mulțumim frumos, domnul doctor. Trebuie să analizăm dacă buscător sau acest suport cutie este mai bun. Ca o completare la ce spuneți dumneavoastră, am stabilit de data trecută, de la ședința trecută a Comitetului pentru Situații de Urgență, cum se face instruirea personalului cu microsolul, există aici semnăturile, asistenții medicali s-au ocupat de acest lucru, există un grafic de curățenie zilnică, o dată, cu oră, la 7:30, 10, 16, 20, până am găsit în aceste amănunte, sub semnătură la fiecare, cine face. Deci în școală avem acest control de care spuneți noastră, mulțumim frumos pentru recomandările care ne le-ați făcut. Rămâne această problemă care o ridică doamna directoare și care va trebui să o ducem la cunoștință domnului prefect. Cine informează dacă familia respectivă are copii la școală? Și atunci cred că trebuie intervenit la direcție, poate chiar la vama, când direcția vorbește cu el, se întrebe dacă are un copil sau nu știu exact, dar gândiți-vă că lista și noi o avem de la direcție doar cu persoane. Sau haideți să încercăm noi să vedem la evidența care o avem noi și la asistență socială să ne punem de acord să putem anunța, pentru că, într-adevăr, doamna, și cred că această problemă este la toate școlile. E o situație, poate inspectoratele, ridicați-o și dumneavoastră la inspectorat, să vedem exact cum putem ști că
câți copii și la ce școală are copilul și ce clasă, că e destul de dificil acum. Da. Mulțumesc foarte mult. Vă rog. Tot referitor la programul acesta de dezinfecție și modul de a efectua dezinfecția și curățenia. La noi recomandare, eu ca o sugestie, acum o adăugat de asta, a fi bine din spațiile publice, din școli, din instituții, să evităm să mai avem mochete, covorași sintetice în care dezinfecția și curățenia poate fi obturată. Omul când vine cu ferea în serviciu, personal de îngrijire, el vine doar pe suprafața lavabilă, trebuie să fie suprafața perfect lavabilă, cât mai ușor de vesare. Având covoare, mochete, deci nu este igienic, ci sunt bacterii, geni, și se pot magazina și se pot, după dezinfecția, la jumătate de oră, e la fel. Se caută de când vreau, contaminăm suprafața care am dezinfectat. E o părere, nu știu, o analizăm cu toți rețelul colegilor, să fie suprafața cât mai mult lavabilă și fără covoare, fără materiale sintetice, perioada asta. Eu nu mai vedem. Având în vedere că poliția este cea care ne sprijină această acțiune și la darmeria, vă rog, Nu spuneți care sunt problemele. Dacă se poate cu ce să se primim și noi lista actualizată, ce vreau să ce vreau să în continuă schimbare. Eu vă spun, mi-ar plăcea, așa cum spunea și domnul de la Sărina, să colaborăm, să schimbăm date. Dacă aveți cunoștințe de persoane care au venit, au plecat de acasă, au venit în Italia, nu este trezoarea de ceva, anunțați-mi, dar domnul nostru, oameni sunt sancțiuni contravenționale, sancțiuni penale, în cadrul acesta, cea mai important este rațiunea omului să conștientizeze faptul că dacă ne respectăm, pe noi respectăm și pe ceilalți și așa putem opri acest virus. Altceva nu aș mai vedea problemă. Dar mulțumim. Jandarmeria? Noi ne vom executa atribuțiile în continuare, cele specifice. Vom colabora cu toți cei implicați. Și a spus băiul la poliție, de a lucra împreună, face de multe ani, să încercăm să... Da. Mulțumim pentru colaborare. Să știți că lista cu cei care au participat astăzi aici, cu numele de telefon, va primi fiecare dintre dumneavoastră și veți ști exact telefoanele. Aș dori să... O singură problemă cu salutarea orașului, dacă în această perioadă trebuie să fie ridicate deșeurile mai des, domnul director Paul, vă rog frumos să spuneți dacă ați constatat și ce credeți că trebuie să schimbăm, să modificăm acum. Deci, probleme deosebite nu sunt. Solicitări, acum, în perioada când sunt închise școlile, am primit pentru ridicare diverse materiale și ce nu le mai trebuie lor în perioada asta. Deci o să încercăm să fim să răspundem la toate solicitările, pe lângă graficul care avem zilnic, tot ce apare suplimentar, încercăm să le rezolvăm în termen. Da. Dacă mai are cineva de adăugat ceva, hotărârea Comitetului în situații de urgență va fi transmisă, noi o să redactăm, am ținut cont de toate propunerile dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru participare. Să ne vedem cu bine în situații mai bune. Thank you.